Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit într-o zi istorică. Să știți că eu, atunci când v-am zis că povestea asta cu Roșia Montană ar trebui trecută în cărțile de istorie, n-am glumit foarte mult așa. Este, de fapt, istoria mizeriei pe care noi toți am trăit-o și o trăim în continuare în acești ani plini de confuzie, le-a spune. Sigur, ceea ce s-a întâmplat în ultimele, să le zic, 24 de ore în România, sau, dacă vreți, în ultima săptămână în România, e important din foarte multe puncte de vedere, dincolo de faptul că democrația în România are o problemă cu politicienii care se tot rotesc la guvernare și care spun una în campanie, alta fac după aceea, dincolo de faptul că am avut probabil cele mai mari proteste din România, atenție, pentru un scop mai degrabă ecologist, dincolo de toate astea, vă spun, interesante sunt evoluțiile și să vedeți imediat de ce. Probabil ați aflat până la această oră că după, sau impresionați, sau sub... gândindu-se așa că peste câteva zile vin studenții, de exemplu, în capitală, politicienii și impresionați de amploarea protestelor care deja sunt în stradă la această, chiar și la această oră, au trecut mai devreme pe aici, pe la TVR, politicienii au decis să retragă proiectul Roșia Montană. Cum asta? E complicat. În primul rând, trebuie să știți că a intervenit o fractură cel mai probabil la nivelul USL-ului, că liderii, cei doi lideri ai acestei formațiuni politice care guvernează țara, în mod cert, n-au mai vorbit despre acest proiect cel puțin și în mod sigur și-au găsit fiecare interesul lui în această poveste. În continuare, o să vedeți o succesiune de declarații care au avut loc în începând din această dimineață cu o declarație a președintelui PNL Crina Antonescu referitor la Roșia Montană și încheiată după amiază cu declarația, o nedeclarație practică a președintelui Traian Băsescu. Astăzi, deși discuțiile din Parlament nici nu au început, am un punct de vedere ferm și definitiv conturat în legătură cu proiectul Roșia Montană. Cred că proiectul exploatării la Roșia Montană nu poate fi susținut. Proiectul fie ar trebui retras, ceea ce probabil nu e cazul, de vreme ce guvernul l-a trimis, fie cred că trebuie respins. Noi am crezut că era necesar să avem o comisie parlamentară care să îi cheme pe cei care erau pro și cei care erau contra, să discute cu proiectul de lege pe masă. Între timp, liderii politici ai două din cele mai mari grupuri din Parlament, și anume domnul Antonescu și domnul Blaga, au spus înainte să se facă vreo comisie că ei sunt contra. Atunci ce facem? Facem o comisie ca să-i convingem pe domnul Blaga și Antonescu? Nu mai avea niciun rost. Există o uriașă cantitate de suspiciune. Suspiciunea că decidenți politici în această chestiune nu ar acționa conform cu interesele publice, naționale, legitime. E foarte clar că acum decizia e luată și haideți să, atunci, la Senat, să închidem cât mai repede proiectul. Păi, unde mai e problema? E, de-abia aici încolo apare problema, nu știu cum să vă spun. În primul rând, vă rog să remarcați faptul că declarațiile, mă rog, am mai zis ponta una cu proiectul care e mor și îngropat. Deci dacă n-aș fi zis treaba aia, eu v-aș fi făcut și în continuare vă fac atenția asupra faptului că declarațiile celor doi lideri sunt extrem de aproximative. După amiază a mai ieșit Crina Antonescu după ce s-a întâlnit cu liberalii lui și a zis gata, domnule, noi votăm împotriva acestui proiect. De fapt, ceea ce s-a decis astăzi este... cum să zic eu, anularea dezbaterii din Parlament pe proiectul Roșia Montană Gold Corporation. El va trece în procedură de urgență cu un minim de dezbateri, mare atenție, și va fi votat foarte repede. Și o ieși de la vot acum, să vă spun sincer că eu încă am emoții foarte mari. De ce? Pentru că săptămâna trecută am aflat că va trece de Parlament. Și asta indiferent ce vor spune cei doi lideri politici, asta pentru că o parte importantă a parlamentarilor, să zicem, au fost convinși deja de, cum să zic eu, importanța strategică pentru țara noastră a acestui proiect. Acum, lucrurile se complică. N-aș vrea să speculez foarte mult pe această temă și la cum se prezintă lucrurile în momentul de față e așa o euforie generală. Toată lumea zice, gata, domnule, am bătut Ungaria. Pardon, gata, domnule, am bătut Canada sau RMGC-ul ăsta, da? Poate batem și Turcia mâine. Doamne ajută să fie așa. Însă, lucrurile s-ar putea complica. În această seară, totuși, o să merg puțin pe ipoteza că gata, s-a terminat cu Roșia Montană și că de aici încolo apare întrebarea ce facem mai departe, vedeți? Înainte de a merge, totuși, mai departe cu acest subiect, aș vrea să vă arăt o evoluție a acțiunilor la Bursa din Toronto, a acțiunilor Gold Corporation, care s-au prăbușit pur și simplu în această după-amiază, începuseră să scadă încă de vinerea trecută, dar când s-a deschis în această după-amiază la noi dimineața la ei, au căzut cu aproape 70%. Deci dacă faci un calcul la cât erau săptămâna trecută și cât erau astăzi, a fost pur și simplu o
prăbușire, da? Deci o vânzare masivă. Ei, după care s-au stabilizat. E adevărat, s-au stabilizat la un nivel de ăsta, la jumătate de preț față de cât erau săptămâna trecută, dar această evoluție, deși vedeți aici evoluția de o zi, ziua de astăzi, da? Acest gen de evoluție sugerează că cineva le-a și cumpărat. Cum acționarii mari, importanți, ai Gabriel ăsta, sunt niște companii importante, specializate în minerit, este de presupus că ei au cumpărat, deci doar 30%, doar 30% se tranzacționează liber pe piața canadiană, ceilalți au 70% și probabil că n-au aruncat cu ele în piață în momentul în care au auzit ce se întâmplă în România, este de presupus că cineva, probabil mare, s-a apucat să cumpere aceste acțiuni. De ce? E, păi de aici încolo încep întrebările, nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră. Înainte de a intra în istoria destul de murdară, i-a zice eu, a proiectului Roșia Montană Gold Corporation, aș vrea să vedem ce ar trebui să facă în continuare guvernul. Deci există o doamnă la Roșia Montană care este simbolul acelei localități, doamna Sanda Lung, o mai țineți minte din reclamele la RMGC. Acum se pune la modul serios problema, ce face doamna Sanda Lung? Și aș vrea să o tratăm cu maximă seriozitate, pentru că, vedeți, Roșia Montană, în momentul de față, este o localitate moartă. Așa cum v-am explicat și cu altă ocazie, sigur, autoritățile locale au fost cele care au interzis orice fel de, de activitate acolo pentru că urmează să se demoleze totul și să facem o mare mină, așa, o mare gaură în pământ. Dar de aici încolo cred că e datoria noastră a societății, a opiniei publice, dacă vreți, care a intervenit în toată povestea asta, să nu o lăsăm pe doamna Sanda Lungu în sărăcia în care e în momentul de față. Mă refer la Roșie, nu neapărat la doamna Sanda Lungu, care lucrează și e plătită de RMGC. Da? Adică, cred că guvernul României și noi toți avem datoria ca imediat, în perioada imediat următoare, în zile, să zic, în zile, să deschidem proiecte de infrastructură care să dea de lucru unor oameni care în mod sigur vor rămâne pe drumuri dacă compania asta pleacă, ăia care erau la manifestațiile de acum câteva săptămâni, din vară, da? Mineri, vorba vine mineri, nu e minerii ce fac ei acolo, adică lucrează mai degrabă cu excavatoare, decât nu intră în mină, deși aveau lămpașuri, am văzut și la festivitățile de ieri, uniforme curate foarte frumos, nu sunt chiar mineri. Dar trecem peste chestia asta. Guvernul României are datoria să facă investiții în infrastructură în perioada imediat următoare, care să le ofere locuri de muncă pe termen scurt acestor oameni. Da? Cam ce face Gabriel ăsta, da? Pe de altă parte, cred că tot guvernul României, pe termen mediu mai ales, trebuie să conceapă și să-i atragă, să o învețe pe doamna Sanda Lungu să trăiască din altceva decât din mineritul ăsta care se poate dovedi, uite, în momentul de față foarte periculos și pe care societatea românească în ansamblu ei l-a cam respins. Da? Adică trebuie să o învățăm pe Sanda, doamna Sanda Lungu, în primul rând, să vorbească mai frumos, că vorbește foarte urât. Am văzut-o niște înregistrări pe care nu mi le-am permis să vi le dau la televizor, că mă amendează CNA-ul, să vorbească mai frumos, să fie ospitalieră, să-și deschidă o pensiune, să atragă turiști, care, slavă Domnului, o zonă extraordinară din punct de vedere geografic și mai ales din punct de vedere istoric. Noi, poporul nostru, nu înțelegem nici valoarea banului, nici atunci când valoarea banului nu mai contează, sau valoarea aurului în cazul de față. Să știți că Roșia Montană este mai mult decât oricare localitate din această țară certificatul de naștere al nostru, al românilor. Acolo se întâlnesc, practic, niște vestigii extraordinare despre daci și despre romani. Ei, nu știm lucrurile astea, nu ne interesează. Am zis, dă-le dracu, ne interesează de niște locuri de muncă, ne interesează. Eu le fac în fiecare seară aici la această emisiune apologia locurilor de muncă. Dar sunt lucruri pe care banii nu le pot cumpăra, pur și simplu. Așa că ceea ce vă propun este ca în perioada următoare guvernul să se ocupe de această localitate și de fapt de această zonă, să bage bani și în educarea publicului, că acolo mai sunt în momentul de față două pensiuni și o crâșmă de asta cu păcănele și o alimentară și cam atât, da? Deci nu există loc de muncă de altfel în Roșia Montană, și să învețe pe local, nici să-i și financeze, să facă turism. Ca cu ce, nu de altceva. Acum haideți să vorbim puțin despre ce se va întâmpla în relația cu compania canadiană. Bineînțeles că se pune problema plății unor despăgubiri. Întâi îl ascultăm pe premierul Victor Ponta în relația cu despăgubirile astea, după care o să dezvolt eu un pic. Dincolo de îngrijorările legitime legate de faptul că de ce nu face statul român sau ce se întâmplă cu cianura, erau și partea de avantaje, anume legată de investiții într-un proiect și de locuri de muncă. N-am vrut să dau eu o decizie și să pierdem procesul și să începem să căutăm bani de la guvern. N-am vrut să existe o decizie a Parlamentului. Eu nu știu cât vor cere și despăgubiri. Doar nu o să încep eu să-i sfătuiesc acum cât să ceară. Doamne ferește, din potrivă, eu vreau să nu ceară nimic. Dar probabil că vor cere. Probabil că o să plătim toți și cred că e corect să spunem acest lucru, faptul că la un moment dat vom plăti cu toți.
Că, repet, banii publici sunt tot de la cetățenii acestei țări. Cred că premierul Victor Ponta ar fi fost bine să se abțină de la orice astfel de comentarii, dar pentru că tot le-a făcut, acum haideți să vorbim noi puțin despre ele. Bineînțeles că, în primul rând, guvernul României trebuie în momentul de față să inițieze un dialog cu compania Gabriel Resources asta, că în RMGC e și statul român. Deci RMGC-ul e practic un vehicul financiar prin care cele două companii canadiene, ea și Minvestdeva, s-au asociat ca să facă marea exploatare. Da? Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă domnul prim-ministru este să-l sune pe domnul Șova și să-i spună: dacă nu te-ai uitat la televizor, află că avem o problemă. Trebuie să te întâlnești din nou cu mama domniei voastre și să negociați o închidere a acestui proiect, dacă se poate, cu niște daune cât mai mici, niște despăgubiri cât mai mici pentru țara noastră. În paralel însă mai sunt unele lucruri de făcut. Vedeți dumneavoastră, tot de câte ori se întâmplă câte o chestie de asta, iese așa câte unul pe la televizor și zice: să plătească ai care au furat, ai de-au luat banii ăia să plătească. Nu merge chiar așa, dar există într-adevăr un drept pe care statul român îl are, dacă vrea să și să și folosească de el, să se întoarcă într-adevăr cu despăgubiri pe care oricum statul român o să le plătească, să ne înțelegem. Deci negociază domnul Șova, nu negociază, rezultă, nu rezultă ceva bun la negocierea, uite, cu Bechtelul s-a desurcat cât de cât, adică n-au ieșit cu niște sute de milioane sau niște miliarde, ci doar niște zeci de milioane, da? Poate se descurcă și cu Roșia Montană la o preț așa mai decent, să nu murim nici noi sau să ne crească TVA-ul, Doamne ferește, ca să plătim Roșia Montană, cum s-a apucat Victor Ponta să inițieze el așa niște cifre săptămâna trecută. Da? Peste chestia asta. Deci, dacă nu reușim treaba asta, și oricum ar trebui să începem, că e de datoria noastră acestei societăți, să ne cunoaștem istoria mizerabilă, v-am zis, a acestor ani, cred că autoritățile române trebuie să mai dea drumul la niște lucruri. Trebuie să aflăm cu toții ce s-a întâmplat în acest proiect, cine au fost vinovații și mai ales dacă s-ar putea afla și cât a luat fiecare. Vedeți, eu nu pot să vă spun în seara asta, domnule, cine a luat bani de la Roșia Montană și cine nu. Cine a luat bani se vede la televizor, dar pe contracte de publicitate. Dar astăzi, înainte de începerea acestei emisiuni, a avut reclamă la Roșia Montană. TVR-ul are contract cu Roșia Montană. Asta mă oprește pe mine, Guran, să vorbesc? Nu. Dacă alții se simt la fel de liberi, e treaba lor. Dacă nu se simt, e păcatul lor. Însă, când vine vorba de politicieni, foarte interesant discursul de astăzi al lui Crin Antonescu, ați văzut, există o suspiciune în societatea noastră că, pai, când a zis că politicienii sunt corupți, da. Există această suspiciune. Ba mai mult decât atât, eu vă spun că e cazul să dăm drumul la niște autorități publice de cercetare. FRI-ul știe multe despre povestea asta cu Roșia Montană. De acum 20 de ani știe. DNA-ul, doamna Chioveși, căutați în arhive, arhivele alea vechi de pe vremea PNA-ului, să vedeți ce găsiți acolo legat de Roșia Montană. Hai să vă fac un scurt istoric, așa? Să-mi dați voie să-mi iau și notițele, că na, a necesitat un pic de cercetare, că am uitat și eu de atâta vreme. În primul rând, vă fac cunoștință cu domnul Frank Timiș. Ați auzit de el? Poate dacă vă uitați mai mult la televizor, ați auzit de el. Dacă n-ați auzit de el, să știți că este un fel de miliardar, așa. Adică, după, omul se declară miliardar. Eu am avut întotdeauna dubii că ar fi foarte bogat, deoarece meseria de bază acestui domn este să dea țepe. Țepe, mare atenție, inginerii financiare în toată regula. Deci vântul e mic copil pe lângă Frank Timiș. La un moment dat i s-a suspendat chiar și dreptul de a acționa pe bursa de la Londra, tocmai pentru că e specializat în niște lucruri. Deci acest domn Frank Timiș, australian de origine română, s-a prezentat în data de 4 septembrie 1995 la compania care se numea pe atunci Regia Autonomă a Cuprului Deva, actualul Minvest, și a zis: hai să facem împreună o treabă. Păi au zis: ce să facem? Ce? Că uite, nu reușim aici să mai scoatem aur, argint, ce să faci tu cu noi? Păi zice: lăsați-mă să mă uit eu aici în haldele voastre de steril, facem o cooperare, uite, un contract de cooperare între mine, Frank Timiș, și voi, RAC Deva. Să mă uit eu prin haldele voastre de steril, să vezi ce găsesc eu acolo, ceva senzațional. În spatele acestui domn s-a aflat mai tot timpul un personaj pe care nu vi-l devoalez încă, un personaj important pe care de asemenea o să-l recunoașteți. Deci ăsta a fost episodul întâi, 1995, 4 septembrie, nu suntem încă decât în prezența unui contract de colaborare care nu obligă pe nimeni la nimic. Pe 28 mai 1996, domnul Frank Timiș cotează la bursele canadiene, atenție, a mers pe două burse, compania Gabriel, îi zice altfel, Gabriel nu știu cum atunci, împreună cu o companie din Londra, de ce a venit cu ea, de ce a cotat-o la bursă? Păi a făcut o subscripție și a zis: eu, Frank Timiș, în România o să fac și o să dreg, poate găsesc chiar și aur. Chiar lumea a zis: ia uite bă ce a zis ăsta, auzi, găsește aur, hai să-i dăm, știți, e cam bancul ăla cu mult aur, știi, cu
cu Peștișorul Sud. Deci, ce facem? Îi dăm bani domnului Frank Timiș. Bineînțeles că investiția inițială a fost o glumă, dar omul a patentat genul acesta de afacere pe care o să vi-l povestesc eu în această seară în mai multe astfel de tipuri, de aia a și fost eliminat la un moment dat de pe bursa de la Londra. Deci asta se întâmpla în 28 mai 1996, mare atenție, încă nu suntem în asocierea care a rezultat puțin mai târziu. Și anume pe 7 iunie 1997.